deschidem din nou la Galaten, capitolul 5, și să citim porțiunea de la versetul 16 până la 26. Sunt 10 versete. Țin foarte mult să ne intre în memorie textul acesta, pentru că el explică, de fapt, întreaga imagine a Sufletului nostru, a ființei noastre spirituale, care este influențată ba de firea pământească dacă ne lăsăm, ba de Duhului Dumnezeu când uh, noi ne lăsăm călăuziți de Duhului Dumnezeu. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească se poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altor, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavestiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roda Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri, nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă de șartă, întărântându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta, subiectul studiului nostru biblic este bunătatea. Este cea de a cincea roadă a Duhului menționată în Sfânta Scriptură în textul acesta, și pentru noi este lecția șaptea, pentru că am avut două lecții introductive. Iată ce spune Proverbe 19, cu versetul 22. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Bunătatea omului este farmecul acelei persoane. Cineva a spus că îți trebuie putere să fii bun și amabil cu cei din jurul tău. Înainte, haideți să denumim, să vedem denumirea aceasta, cuvântul acesta, să-l înțelegem mai, mai, corect. Cuvântul în limba greacă este kerestotes și cuvântul vorbește despre o calitate spirituală deosebită care ar putea fi mai degrabă tradusă prin amabilitate. Este amabilitatea este bunătatea exprimată la modul personal. Unele traduceri din limba română folosesc bunăvoință, delicatețe. Epicletul, unul dintre filozofii greci, spunea că noi Recunoaștem o monedă după cele scrise pe ea. Recunoaștem că omul aparține lui Dumnezeu când are imprimat în el blândețea, generozitatea, răbdarea și afecțiunea. Iată câteva vorbe cu tâlc sau definiții așa din literatură despre amabilitate și despre bunătate. Bunătatea este capacitatea de a-i trata pe dușmanii tăi în mod decent. Te porți frumos și decent cu dușmanii tăi, este capacitatea aceasta. Unul din lucrurile de care poți scăpa cu mare dificultate este amabilitatea. De obicei se întoarce la tine. Când ești bun, când ești drăguț, când ești amabil cu alții și alții sunt amabili și drăguți cu tine. Amabilitatea influențează mai mulți oameni ca elocența, elocvența. Noi suntem impresionați de cei care sunt foarte elocvenți în exprimările lor, în predicile lor, în discursurile lor, dar amabilitatea, amabilitatea influențează mai mulți oameni decât calitatea aceasta. O altă definiție, bunătate este capacitatea de a iubi oamenii mai mult decât merită. Uh, cel mai mare lucru pe care omul îi poate face Tatălui Ceresc este să fie bun cu ceilalți copii ai săi. O altă vorbă înțeleaptă zice să nu pleci niciodată fără să spui cuvinte frumoase. Pot să-ți fie ultimele. Ori de câte ori pleci, spune cuvinte frumoase că s-ar putea să fie ultimele tale cuvinte. Și ultima afirmație care mi-a plăcut foarte mult zice că amabilitatea lăsată pe mâine se transformă în regrete amarnice. Astăzi este ocazia să fii bun. Fii, fii bun. Nu lăsa pe mâine. Dacă lași pe mâine, s-ar putea să te alegi cu un regret uh, amarnic. Haideți să vorbim la început despre bunătatea lui Dumnezeu. Să știți că una dintre calitățile menționate în Sfânta Scriptură, atunci când se dă un portret al lui Dumnezeu, dacă vreți, întotdeauna este menționată bunătatea. Dumnezeu este un tată bun cu copiii săi. Dumnezeu este bun. Înainte de asta am să vă spun o ilustrație, o poveste frumoasă pe care am citit-o, să zice că după ce a avut loc undeva o conferință de business, toți participații s-au grăbit repede la avion. În aeroport a fost o goană să prindă avionul, în fuga aceea spre gate, au răsturnat măsuța unei fetițe care îmi vindea mere. Toți și-au ocupat locurile în avion, cu excepția unui singur, unui singur care întârzia. Omul acesta... S-a întors să culeagă merele de pe jos pe care le-au aruncat colegii lui. A adunat merele, le-a pus pe masă, a văzut că unele din ele au fost deja lovite și uh, deteriorate de graba colegilor, a scos 10 dolari, i-a dat la fetița aceea uh, și a dat seama că fetița aceea era oarbă, era nevăzătoare. Și să, spre surprinderea sa, fetița l-a întrebat, nene, nu cumva sunteți Isus? Nu cumva dumneavoastră ești Isus Hristos? Pentru că întâlnise un om bun. Bunătatea lui Dumnezeu în acțiune. Bunătatea lui Dumnezeu nu este o definiție sau o sfințenie așa morală. Uh, și este ceva care atrage pe oameni la el. Vechiul Testament uh, exprimă aceste calitățile lui Dumnezeu într-un mod diferit. În primul rând, bunătatea lui Dumnezeu este exprimată în natură. Belșugul naturii este o expresie a bunătății lui Dumnezeu. Pământul nostru își dă roadele, spune Psalmul 85, versetul 12. Dumnezeu este bun și pământul ne dă roade de care avem nevoie. În Psalmul 65 este o altă expresie așa de frumoasă. Tu încununezi anul cu bunătățile tale. Bunătățile lui Dumnezeu sunt ca o cunună peste anul în care suntem. Apoi, în Salmul 104, versetul 28, când Domnul își deschide mâna, oamenii se satură de bunătățile Lui. Când Dumnezeu își deschide mâna, totul se satură de bunătățile Lui. El hrănește toate animalele pădurii, păsările cerului. Domnul își exprimă bunătatea Lui în natură față de întreaga Lui creație. Apoi, în al doilea rând, bunătatea lui Dumnezeu este exprimată prin evenimentele istoriei. Psalmiștii aduc mulțumiri lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut el în istoria lor. Se uită acești oameni lui Dumnezeu în istorie și văd mâna lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. În psalmul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune Împărăția lui Dumnezeu dăinuiește prin bunătatea lui Împărăția lui Israel de dăinuiește prin bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care este bun a păzit această împărăție a lui Dumnezeu, a lui Israel până zilele noastre. Este o poveste interesantă, unul dintre împărații mare Europei avea pe un evreu în slujba lui și l-a întrebat care sunt, care e dovada că Dumnezeu există. Și el a spus evrei. Poporul meu este dovadă că Dumnezeu există. Dumnezeu a păzit în istorie acest neam al Lui. În al treilea rând, bunătatea este exprimată de, prin judecățile pe care Dumnezeu le face. În Psalmul 119, versetul 39, judecățile Domnului sunt pline de bunătate. Când Dumnezeu judecă, atunci în Judecata aceasta este însoțită de bunătatea lui. Judecata sa nu este doar dreptate, ci și bunătate. Știți că asta este speranța noastră, bunătatea lui Dumnezeu, nu ne neapărat dreptatea, că dacă ne-ar trata numai cu dreptatea lui, ar fi vaie și amar de noi. Apoi bunătatea lui Dumnezeu exprimată prin învățătura sa. Iată ce spune Psalmul 119. Tu ești bun și binefăcător, învață-mă orânduierile tale. Apoi Psalmul 25, versetul 8. Dumnezeu este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. Bunătatea sa constă în faptul că Dumnezeu se descopere pe sine oamenilor. Pentru că El este bun, știm ceva despre El. El ni s-a revelat, ni s-a descoperit. El... Ne-a dat învățătură, ne-a deschis mintea să o înțelegem, să înțelegem scripturile. În al cincilea rând, bunătatea lui Dumnezeu se îndreaptă în mod special, spune Sfânta Scriptură, în primul rând, asupra celor chinuiți în suferință. Domnul este bun cu cei ce L-așteaptă în ziua necazului, Naum 1 cu 7. Când-l aștepți pe Domnul în ziua necazului, El își arată bunătatea față de tine. Apoi, bunătatea lui Dumnezeu se îndreaptă în mod special asupra celor săraci, asupra celor sărmani. Domnul, în bunătatea lui, a pregătit o locuință celor sărmani, spune Psalmul 68,10. Apoi, Domnul își îndreaptă bunătatea asupra celor care speră și se încred în El. Gustați și vedeți ce bun este Domnul cu cei care se încred în El. Când te încrezi în Domnul, El îți răsplătește încrederea cu bunătatea Lui. Și în ultima instanță, asupra celor ce se închine cu reverență și se tem de Dumnezeu. Domnul este bun cu cei ce se tem de El și îi slujesc. Psalmul 31, Psalmul 145, sunt o serie de versete. Este plină, de script, plină Scriptura, de asemenea, cu versete care vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu, care El și-o exprimă uh, pentru diferiți oameni. Um, am citit despre un tânăr care împreună cu tatăl lui lucrau la o organizație mare misionară și uh, pe vremea aceea, călătoriile lungi cu trenul, mai ales în India, în China, de pe vremea aceea, erau foarte lungi și obositoare și avea un hamal care căra bagajele și hamalul ăsta își căpăta pentru că avea un deget mare de la picior infectat cu o unghie care crescuse înăuntru. Mai târziu, când hamalul ăsta a ieșit afară din dormitorul, din vagonul de dormit a tatălui său, l-a văzut că fața lui nu mai este o fața unui om suferind și plânsă, ci era plină de bucurie, era într-un extaz de bucurie, dar și cu lacrimi pe obraz. Plângi din cauza durerii, l-a întrebat fiul. Nu, domnule dragă, a răspuns Amalu plângând, plâng din pricina tatălui dumneatale. Și a început să povestească. Ce dumetale m-a întrebat de degetul meu și mi-a spus, cu toate că nu sunt doctor, cred totuși că aș putea să te ajut. Mi-a scos bocancul ăsta vechi din picior, apoi l ăla găurit, mi-a curățat infecția, mi-a tăiat unghia rebelă și apoi m-a pansat. Nu mă mai doare de acum deloc, a spus bietul om cu lacrimi în ochi. Și atunci, de ce plângi? Ce, în timp ce tatăl tău îmi pansat degetul, m-a întrebat dacă îl iubesc pe Domnul Isus. I-am spus că mama mea este credincioasă, dar eu nu sunt așa ca ea. Apoi mi-a spus că El mă iubește așa de mult, că și-a dat viața pentru mine. Așa cum l-am văzut pe tatăl tău, arătându-mi atâta dragoste, bandajându-mi piciorul. Am înțeles cum este dragostea Domnului Isus pentru mine. Am îngenuncheat acolo amândoi și ne-am rugat. Știu acum cât de important sunt eu pentru Isus, care mă iubește așa de mult. De aceea plâng, Domnule. Știi ceva, tinere? Bunătatea mă face să plâng. Bunătatea te face să plângi. Bunătatea lui Dumnezeu. Poate că. Niciodată n-am fi, înțeles pe deplin profunzimea bunătății lui Dumnezeu dacă nu l-am fi cunoscut pe Domnul Isus Hristos. În Tit, capitolul 3, versetul 4, cuvântul lui Dumnezeu spune Dacă când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, observați cum este numit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. El s-a arătat ca bunătatea lui Dumnezeu, ca expresia bunătății lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Cum este Domnul Iisus bun cu mine? Hai să vedem câteva lucruri foarte practice. În primul rând, îmi înțelege slăbiciunile. Iată ce spune Evrei 4 cu versetul 15 și 16. Căci nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului și să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. El înțelege totul despre mine, mă cunoaște așa cum sunt, mă acceptă sunt mișcat că El înțelege totul și că este bun cu mine. Mă înțelege, îmi cunoaște slăbiciunile și cu toate astea mă iubește așa cum sunt. În al doilea rând, Isus este bun cu mine pentru că îmi spune adevărul despre mine, despre starea în care eu sunt. Isus este suficient de bun ca să-mi spună adevărul cu privire la mine. El mă acceptă așa cum sunt, dar mă iubește așa de mult că nu mă lasă să rămân așa cum sunt. Vrea să cresc, vrea să mă dezvolt, El mă transformă. Este extraordinar să vedem cât de multă integritate au Scripturile, pentru că ele ne descriu oameni reali, așa cum au fost, nu? Uh, mulți dintre noi și am auzit chiar frați domnule, de ce trebuia să scrie toate zerile alea despre David nu? Păi, omul s a făcut așa lucruri mari putea să treacă peste chestia cu Batsheba scritorul vechilor vechilor testament de ce a lăsat domnul, domnul totuși în scriptură? să înțelegem că toți oamenii din scriptură sunt oameni reali, ca mine și ca dumneavoastră care avem aceleași slăbiciuni ok? și că Dumnezeu ne iubește în ciuda slăbiciunilor noastre și ne vrea binele și ne vrea uh, mântuirea noastră tuturora. Să știți că un doctor nu ne face cu nimica bine dacă ne dezinformează cu privire la boala noastră, nu? Don't worry, be happy, go home and die next day. Nu? Uh, te trimite totul în regulă, analizele bune și tu mori a doua zi, nu-i așa? Adevărul îți poate spune doar dragostea. Dumnezeu ne iubește, Domnul Iisus ne iubește așa de mult și ne spune adevărul despre noi. Tu ai nevoie de mântuire. Onestitatea și adevărul sunt temeliile adevăratei relații. Domnul este deschis și sincer cu noi, nu ne spune vorbe frumoase care le vrem noi să le auzim. Isus este bun cu mine pentru că îmi arată păcatele, îmi arată starea în care eu sunt. Este atât de bun cu mine că este gata să-mi ierte toate păcatele pe care le-am făcut. Dar știți că sunt oameni care au o imagine foarte distorsionată despre Dumnezeu. Am citit o povestire foarte drăguță, zice că cineva se întorcea acasă noaptea se întorcea cu mașina de undeva, locuia la munte. Pe drum i s-a terminat benzina. A lăsat o mașină parcată pe marginea drumului și s-a dus să facă rost de benzină. Când a venit, un șofer neatent i-a lovit mașina și acum mașina era parcată în șanțul mare din apropiere. A luat-o pe jos, necăjit, a pornit o ploaie torențială rece din aceea de munte, de acolo de, de pe munte îi se, îi se vedea casa care deodată a fost lovită de un trăsnet și acum casa lui ardea din temelii. S-a oprit lângă un copac, s-a lovea cu capul de copac și a început să spună, Doamne, de, de ce tocmai mie, Doamne, de ce tocmai mie? Norii s-au dat la o parte, și o voce din cer a spus: Pentru că sunt unii oameni ca tine care mă calcă pe nervi. <laughs> nu? Așa este imaginea unor oameni despre Dumnezeu. Okay? Așa cred unii oameni că este Dumnezeu. Îl călcăm pe nervi și atunci trimite trăsnetul, trimite accidentul, dă cu mașina noastră nu știu unde. Dumnezeu nu este așa. Este imaginea falsă. Atunci când întâlniți un necredincios, întrebați-l de imaginea care o au despre Dumnezeu, că s-ar putea să aibă o imagine foarte greșită despre Dumnezeu. să minte că într-o zi cineva mi-a spus Petrică, nici Dumnezeu nu mai poate ajuta. Și atunci, spre surprinderea lui, a zis, ai dreptate, așa e. S-a înfuriat. Zice, mă, tu ești popă, n-ai voie să spui așa ceva. Trebuia să spui, să mă contrazici. I Am zis, nu, ai dreptate, Dumnezeu tău, e un mic, într-o baxă așa mică, ăsta nu te poate ajuta. Imaginea ta despre Dumnezeu este foarte greșită. Avea o imagine foarte greșită despre Dumnezeu și în asemenea Dumnezeu pe care îl bagi în cutia ta nu te poate ajuta în situații din acelea. Acum 2000 de ani Iisus a murit pentru păcatele noastre și ne iubește. Roman 3, cu 23 și 24, este extraordinar. Că toți am păcătuit, au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotizne neprihăniți, fără, pat, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Iisus iartă păcatele, și arată bunătatea prin iertarea păcatelor noastre. Și apoi, în al patrulea rând, Isus este bun cu mine pentru că îmi afirmă valoarea mea ca ființă umană. Valoarea mea îmi este dată de dragostea sa pentru mine. Cineva a spus că noi suntem valoroși pentru două lucruri. Suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și pentru noi a murit Isus Hristos la cruce pentru iertarea păcatelor noastre. Pentru astea două lucruri suntem importanți. Toate celelalte lucruri care le mai avem, ce știu, școală, bani, poziție socială sau ceva, sunt nimicuri față de aceste două lucruri care dau valoare ființei noastre umane. Se spune că o cântăreață foarte faimoasă s-a plâns unor prieteni care zice, și spune așa, ori de câte ori mă ridic să cânt, mă simt așa de neadecvată, lipsită de talent, nu sunt deloc specială. Cu toate că am devenit cineva de-a lungul anilor, trebuie să-mi dovedesc de fiecare dată că sunt ceva. Și lupta asta mea nu s-a terminat și probabil nu o să se termine niciodată. Când vrei să-ți demonstrezi tu că tu ești important, lupta asta nu o să se termine niciodată. Dacă când știi că pentru tine a murit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și ești o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, lucrurile celelalte sunt minore. Nu mai contează. Știți ce spune Isaia 49 cu 16 ani? V-am scris pe palmele mele, spune Dumnezeu. Suntem scriși în palmele Fiului Lui Dumnezeu. Rănile Lui vor rămâne aveșnic amintire. El a murit pentru noi și pentru păcatele noastre. El este mielul junghiat până și în ceruri, în eternitate. El poartă semnele cuielor, El poartă semnele răstignirii pentru noi și păcatele noastre. Ce minunat este Domnul și cum arată dragostea Lui pentru noi. Dar vestea bună este că Dumnezeu este bun, Isus este bun cu noi, da. Știți că trebuie să fim și noi buni unii cu alții? Știți că trebuie să fim buni unii cu alții? Domnul Isus spunea foarte clar, prin aceasta va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, că vă veți iubi unii pe alții. Și bunătatea este o expresie a dragostei pe care o avem unii față de ceilalți. Știți că cineva a venit la Domnul și l-a întrebat care este cea mai mare poruncă, nu? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți că nimic nu este mai important în lume decât relațiile noastre? O relațiile noastre cu oamenii uh, trebuie întreținute prin bunătatea pe care o exprimăm față de ceilalți. Succesul în viață este important, numai că dacă eșuăm în relații, nu suntem oameni de succes, suntem un eșec, suntem un faliment. Dacă nu avem relații bune, uh, indiferent câți bani facem, indiferent ce poziție socială vom avea, viața noastră este un eșec. Prin aceasta vor cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei, că vă veți iubi unii pe alții. Creștinul trebuie să se îmbrace cu bunătate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ca niște aleși al lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. Să te îmbraci cu bunătate. Probabil că bunătatea face parte din armura noastră creștină, din, din uh, armura care trebuie să o îmbrăcăm, bunătatea. Fiți buni unii cu alții. Exprimarea prin fapte bune de slujire. Spune Sfânta Scriptură că macedonienii și-au exprimat la colectarea banilor pentru cei sărași din timpul acela și au exprimat o bunătate excesivă, ieșită din comun, dintr-o sărăcie lucie, spune Sfânta Scriptură. A ieșit un belșug extraordinar. Pentru că oamenii aceia, spunea apostolul, s-au dat pe ei înșiși prima dată lui Hristos și apoi celelalte lucruri au venit de la sine. Creștinul trebuie să se îmbrace cu bunătate. Bunătatea creștină se exprimă prin îngăduință. Iată ce spune Colosen 3 cu 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Tolerați diferențele. Acceptați pe alții. Suportați deranjul, cu alte cuvinte. nu întotdeauna diferențele sunt confortabile, nu? Trăim între oameni așa de diferiți, Eram în aeroport în Portland și ne-am uitat în jur cu soția, așa oameni diferiți, eram șocați, toate națiile Pământului parcă erau în aeroportul ăla, toate culorile posibile. Și nu toate ne plac, nu toate sunt după gustul nostru, nu? Nu toate limbile, nu toate mirosurile, nu, uh, nu ne plac toate, nu? Dar îngăduiți-vă unii pe alții, spune Cuvântul Dumnezeu, și omul bun știe să îngăduie. Și în avion ai multe chestii de îngăduit. Aveam unul care tușea de numai numa, mă gândeam la microbii care mi poate împrumuta, mai încolo, cu vreo două rânduri, era un copil care urla, și urla tot timpul, și niște părinți din aceia care nu sunt deloc deranjați când urlă la mic, știți dumneavoastră despre ce vorbesc? Ăștia să obișnuiți obișnuit cu urletele, s-au obișnuit cu, cu, comportarea așa a copiilor. Nu e las, nu? Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, îngăduiți-vă unii pe alții. Ai îngăduință, ai, to tolera, tolerează diferențele, nu? Este o poveste drăguță că într-un magazin la Walmart era o femeie cu un copil care urla de, de, de numai numai. Și toată lumea era deranjată în afară de mamă. Ea era obișnuită, nicio problemă. Unul dintre vânzători s-a dus și a șoptit ceva la urechilul ăla mic. Dintr-o dată a tăcut. Mama a fost șocată. Ce, ce i-a spus domnule? Și asta i-a spus. I-am spus că îi rup urechile dacă mai urlă. Lui, lui copilul nu a mai auzit niciodată așa ceva, nu? Că mă hai, fii cu minte, drăguț, nu? Astea, îți rup urechile dacă, dacă mai urli. A tăcut din gură imediat. Ei, când te afli între, între oameni, ai nevoie de uh, îngăduință și îngăduința se exprimă prin bună, bunătatea, se exprimă prin îngăduință, tolerezi ceilalți care sunt diferiți de tine. Nu vrei să-i faci pe toți ca tine. Apoi bunătatea se exprimă prin iertare, Bunătatea se exprimă prin iertare. În Colosenii 3 cu 13, Cuvântul lui Dumnezeu spune: Dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Iertați-vă unul pe altul. Bunătatea se exprimă prin iertare. Uh, uneori suntem așa de necruțători. Nu? amendăm orice abatere, orice cuvânt, orice nu e după regulă, după standard, după modă, după ce știu eu, după plăcerea noastră. Nu? Uh, și aproape ți-e groază să întâlnești cu oameni de genul ăsta care găsesc ceva la tine, care ba nu vorbești cum trebuie, ba nu stai cum trebuie, ba nu mănânci cum trebuie, ba nu te îmbraci cum trebuie și să te ferească Domnul să te însori cu cineva de genul ăsta. Că e, e, e dezastru de pe lume. Iartă în Efeseni 4, cu 32, zice, Timpotrivă, fiți buni unii cu alții. Fiți buni unii cu alții. Zaharia 7, cu 9, zice, Purtați-vă cu bunătate unii față de alții. Modelul iertării creștine este Hristos, care ce a făcut? Ne-a iertat, așa cum am fost ne-a iertat, nu? Pe cruce îl baz jocoresc, spun cuvinte urâte, l-au străpuns, l-au trât la cruce, Spune, tată iarte că nu știu ce fac. Și ultimul lucru care vreau să spun, fă un efort și fă-te acceptat de alții. Fă un efort să te accepte oamenii din jur. Citam înainte versetul acesta din Psalmul 19 cu 22. Ceea ce face farme cu unui om este bunătatea lui. Este bunătatea lui. Secretul acceptării și frumuseții este amabilitatea. Încearcă să, se acomodezi pe cei din jurul tău prin modul tău de a te purta Uh, să te poate accepta, ok? Uh, dacă, eu știu, moda este uh, să fie tuns toată lumea zero, uh, e păcat să te duci să-i provoci pe toți cu niște plete de Beatles, nu? Uh, Tunde-te și tu să, să te accepte și ceilalți, nu? Uh, mi-a plăcut așa de mult o idee extraordinară, niște copii de la școală au vizitat un coleg care avea cancer la spital și era zero, s-a tuns, s-a pierdut părul. Știți ce -a făcut copii au făcut copiii ăștia? S-au dus și s-au tuns zero, toți. Ca să fie acceptați, să, să simte colegul lor că face parte din, din, din grupa lor. Toți erau copos, cum zice Bunguru, tuns zero, nu? Este extraordinară calitatea asta, să știi să te faci acceptat de ceilalți, nu? Nu să sfidezi uh, regula, nu să-i provoci pe ceilalți, nu? Uh, te duce exact cum știi că îi enervează pe toți, nu? Spui ceea, ceea ce știi că îi enervează pe toți. Nu faci nimic cu asta. Bunătatea uh, știe să se poartă în așa fel încât să fie și ea acceptată de ceilalți. Nu numai că ea accepte, dar să și știe modela pe placul celora din jur. În concluzie, eu vreau să spun câteva uh, lucruri. În primul rând, Dumnezeu este bun, nu-i așa? Dar trebuie să nu uităm lucrul ăsta niciodată. Uh, în psalmul 18 cu 25 spune, cu cel bun tu te arăți bun. <laughs> Vreți să se poarte cu bunătate Dumnezeu cu noi? Hai să fim și noi buni. Dacă suntem buni cu cei din jurul nostru, cu copiii, cu soția, cu vecinii, nu? Uh, nouă ne este foarte greu. Avem niște vecini care, nu știu, au descoperit un business a lor, acum au grijă de câini altora. Amen? Și câteodată au 10-15 câini care se apucă la, la ceartă, domnule, în curte și au niște din alea și lătrături de, de numă. Și mai ales când ai chef să te odihnești, să-ți bei o cafea în liniște, atunci începe ăștia concertul, nu? Uh. Ideea este să, să învățăm, să, -i, să îi îngăduim, să-i tolerăm. Știi? Mergem în casă, închidem geamurile, dar auzim. Ăștia fac un scandal formidabil. Uh, ar fi absolut uh, inutil să mă duc acasă la ei și să fac și eu un scandal. N-au destul scandal cu câinea aia, nu? Să mai fac și eu un scandal și să mai ameninț cu poliția sau cu cine știe ce. Nu? Dar dacă dau drumul la câini să mă viziteze, nu, nu mi-ar conveni deloc. Cu cel bun tu te arăți bun. Fii bun cu ce din jurul tău și Dumnezeu va fi bun la rândul lui cu tine. Un alt cuvânt foarte important în concluzie, Proverbe 12 cu 25. Ce o vorbă bună înveselește. O vorbă bună înveselește. Despre toate lucrurile din jurul nostru putem spune lucruri bune și rele, pentru că așa sunt toate lucrurile și toți oamenii. Când am început să scriu cartea aceea, oameni pe care am cunoscut, am fost foarte ispitit, mai ales că unii mi-au făcut cam multe lucruri neplăcute, să scriu adevărul, domnule, nu? Să scriu adevărul despre toate lucrurile. Dar am hotărât să nu scriu decât lucrurile alea bune. Uh, pentru că am zis, dacă au făcut rele, are cine să judece și cine să pedepsească relele care le-au făcut. Haideți să scriu lucrurile alea bune care mi-au rămas mie, care m-au influențat pe mine de-a lungul anilor. Uh, să știți că dacă hotărăști să fii bun și să spui vorbe bune, uh, asta o să ducă bucurie și în casă. Nu? Ea încearcă să fii mai amabil cu soția, de exemplu, nu? A făcut mâncare. Este tot la, tot la fel de mare efort fizic și intelectual să faci un compliment sau o critică la ceorba aia de fasole, nu? E absolut, exact același efort. Efectele sunt însă foarte diferite. Spune că, așa, ciorbă de fasole n-ai mâncat niciodată în viață, extraordinar de bună și asta să aducă veselie și bunăstare și să vă simți bine soția ta. Dacă spui că este o ardere de tot, nu? Cu miros de fum, nu știu dacă o să-ți mai facă fasole vreodată. Da? Încă, înc un cuvânt care mi s-a părut extraordinar, o veste bună întărește oasele. O veste bună întărește oasele. Sunt vești bune sau vești rele, nu? Alegeți-le să le spuneți pe alea bune, nu pe ale rele. În România, pe vremea mea, când eram student, erau așa numite bancuri seci, Zice, deci, la robii din Sahara a venit mai marele de acolo și le-a spus am două vești, una bună, una rea, care vreți prima dată? Și ăștia au zis, spune ne pe aia rea prima dată, să scăpăm de ea și... Ce veste e că în port au sosit 10 corăbii care trebuie încărcate cu nisip. Aul. Și vestea bună, avem nisip destul. Avem nisip destul pentru, pentru toate. Uneori, veștile bune și rele este cam greu de, de judecat. Dar vestea bună întărește oasele, îți dă sănătate. Se pare că este o artă să faci binele. De fapt, data viitoare, cu ajutorul Domnului, vom discuta despre facerea de bine ele sunt puse una lângă alta bunătatea și facerea de bine și nu sunt tot una, sunt două lucruri foarte diferite vom învăța imediat că bunătatea este o calitate nu? care nu neapărat se exprimă prin facerea de bine dar ea uneori se exprimă prin facerea de bine și facerea de bine este bunătatea în acțiune în acțiune față de ceilalți din jur și interesant poți să faci bine și dacă nu ești bun Știți asta? Poți să faci bine și dacă nu ești bun. Învățați-vă să faceți binele, spune Isaia 1,17. Cum, cum așa, cum să învățăm? Este o artă să știi să faci binele. Trebuie să îți dezvolți bunătatea ca să poți să faci binele. În Osea, capitolul 6 cu 6, și este ultima afirmație, că și bunătate voiesc, nu jerfe. Evrei erau răi, răi unii cu alții, răi cu uh, robilor, răi în familie cu copiilor, dar să duceau să ducă jerfe Domnului, nu? Și Domnul zice, mai lăsați la o parte, bunătate vreau și nu jerfe. Prefer să fiți buni decât să-mi aduceți jerfe. Astea sunt câteva citate pe care le-am ales în concluzia subiectului din această seară. Haideți să încercăm să fim buni, să cultivăm bunătatea inimii noastre. Și pentru aceasta, haideți să ne ridicăm la rugăciune și să cerem Domnului putere, lumină din partea Lui, călăuzire din partea doului sau cel Sfânt să dezvolte în noi această roadă a Duhului bunătatea, să fim buni, buni unii cu alții, așa cum Domnul a fost bun cu noi și Dumnezeu este bun cu noi în fiecare zi, să ne rugăm.